Rușii au atacat puternic regiunea Odessa. 1,5 milioane de oameni au rămas fără energie electrică. Atacurile rușilor continuă să vizeze infrastructura de energie din Ucraina. Regiunea Odessa a fost puternic afectată, în jur de 1,5 milioane de ucraineni din orașul Odessa și alte orașe și sate din regiune fiind obligați să stea acum în întuneric. Volodimir Zelensky, Odessa și alte orașe și sate din regiune se află în întuneric. Situația ar putea dura câteva zile, deși echipele de tehnicieni lucrează non-stop pentru refacerea infrastructurii energetice lovite, a transmis însuși președintele Volodimir Zelensky sâmbătă seară. Situația din regiunea Odessa este foarte dificilă. După atacul nocturn al dronelor iraniene, Odessa și alte orașe și sate din regiune se află în întuneric. Până în prezent, mai mult de 1,5 milioane de oameni din Odessa nu au energie electrică. Doar infrastructura critică este conectată în măsura în care este posibilă furnizarea de energie electrică, a declarat Volodymyr Zelensky în mesajul său zilnic către ucraineni. El a adăugat că rușii au folosit 15 drone Shahed, de fabricație iraniană, pentru a ataca regiunea Odesa, iar apărarea antiaeriană ucraineană a reușit doborârea a 10 dintre ele. Inginerii energeticieni, echipele de reparații, autoritățile regionale, toată lumea lucrează non-stop pentru a restabili energia electrică. Din păcate, loviturile au fost critice, așa că este nevoie de mai mult decât o perioadă de timp pentru a restabili electricitatea. Nu durează ore, ci câteva zile, din păcate. Vom face tot ce putem pentru a accelera recuperarea, a promis președintele Ucrainei. Oamenii au fost rugați să-și ajute prietenii, vecinii și bătrânii din Odessa să găsească și să folosească punctele de invincibilitate, acolo unde se pot încălzi. Își pot încărca echipamentele electronice, pot avea acces la comunicații mobile și pot prin sprijinul necesar.